După câteva zile de ezitare, președintele Biden s-a hotărât să trimită Ucrainei lansatoare de rachete moderne cu rază de acțiune suficient de mare cât să poată reechilibra balanța de putere de pe frontul din Donbass. Decizia este crucială în condițiile în care armata ucraineană pare să se retragă în Luhansk în fața puterii de foc a Moscovei. Guvernul de la Kiev s-a angajat să nu folosească aceste sisteme pentru a lovi teritoriul Rusiei. Chiar și așa, Moscova acuză Washingtonul că pune paie pe foc și riscă să târască în conflict și alte țări. Statele Unite le vor furniza ucrainenilor lansatoare de rachete avansate și muniție care le vor permite să atingă obiective cheie pe câmpul de luptă. În mod mai puțin obișnuit, președintele american a făcut anunțul într-un editorial de opinie publicat în cotidianul The New York Times. Joe Biden nu a dat detalii, dar oficiali de la Pentagon au precizat că e vorba de sisteme HIMARS. Acestea pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 480 de kilometri, în funcție de tipul de rachetă cu care sunt încărcate. Rachetele pe care Statele Unite le va trimite Ucrainei sunt cu rază medie, ele putând ajunge doar până la 80 de kilometri. Oricum, o rază dublă față de obuzierele furnizate de americanii forțelor armate ucrainene. Moscova a reacționat rapid. Decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei sisteme avansate de rachete HIMARS este extrem de negativă și va crește riscul unei confruntări directe între Rusia și NATO, a declarat adjunctul lui Sergei Lavrov pentru RIA Novosti. HIMARS reprezintă un sistem mobil de lansatoare de rachete ghidate prin GPS, montat pe blindate. Doar câțiva soldați pot încărca rachetele în câteva minute după ce în prealabil vor fi instruiți. Armata americană are deja sisteme HIMARS staționate în Europa, inclusiv 3 în România. Raza de acțiune de 80 de kilometri permite ca bateriile să fie plasate în afara razei de acțiune a artileriei rusești. Potrivit analiștilor militari, sistemul HIMARS poate atinge ținte care oferă sprijin logistic forțelor armate ruse, precum depozitele de muniții și combustibil. Astfel, ar opri Moscova să desfășoare noi acțiuni ofensive. La rândul ei, Germania a anunțat că va livra Ucrainei sistemul de apărare sol-aer cu rază medie de acțiune IRIS-T, dezvoltat împreună cu alte țări NATO. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. Werden wir der Ukraine ein hochmodernes Ortungsradar liefern, das feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt. Mai mult decât atât, cancelarul a promis că Berlinul rămâne angajat alături de Ucraina pe termen lung. Ucraina so lange unterstützen, wie das erforderlich ist, mit all den Möglichkeiten, die wir auf den Weg gebracht haben. Unser Ziel ist, dass Putin nicht gewinnt. În ajun, Olaf Scholz a anunțat că va livra Greciei vehicule de luptă pentru infanterie, probabil tancuri Marder, astfel încât guvernul de la Atena să poată transmite Kievului blindate BMP-1 de tip sovietic. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.